Seara asta vă spun o poveste tare. Dar înainte de a intra în povestire, tramea cocolată. Vreau să vă spun ceva. Să știți că nu-mi place oamenii care, cum să zic, au dușmănie pe altă nație, rasiști. Nu-mi place. Să-i aud pe unul că zice, mi-i surâți ungurii, mi-i surâți neamții, mi-i surâți bulgarii. Deci, să zic așa, din inimă și să ăsta, nu. Am mai spus eu într-un clip. Nu pot să zic că mi-i surâți ungurii dacă n-am pățit ceva, nu mi-au făcut ceva rău. Înțelegi? Sau neamțul, dacă nu mi-au făcut ceva rău, pe nedrept. Și atunci, dacă pe mine mă bate un țigan, să-mi fie urât toți țiganii, ce facem? Îi băgăm în acea joală pe toți? Ne urât un țigan, îmi rezolv problema cu țiganul ăla. Deci e foarte urât să nu agrezi o nație. Nu știu. Voi cum vă simțiți? Hai să dau un exemplu valabil. Mergeți în Italia la lucru. Și vezi că s-o uită italianul urât pe tine, te subestimează cu privirea, sau în Franța, sau în Germania, sau în Olanda, unde muncesc românii. Sau chiar în Ungaria. Merg la un restaurant și te miroasă că ești român, să te servească altcumva, din silă, din ăsta. Cum te simți? Sau când aud tu, ești acolo și când auzi la televizor sau oamenii, românul hoț, țiganul murdar, a? Deci tu, când auzi că vorbește din nația ta, nu te simți bine, nu-ți place. Bă, lăsați asta la o parte, a, nu-ți bune. Lăsați să-și facă altcineva treburile pe tema asta, cu rasismul. Că ce vedeți la televizor, ales publicități pentru bani. Nu vreau să intru în discuție. Băi, fraților, m-au întrebat vreo câteva persoane pe Facebook. Nelson, tu ai văzut moartea cu ochii în viața ta. De s-o simți adevărat. Și am răspuns că da. De fapt, am și făcut un clip, două clipuri. Atunci când am intrat cu Opelul Astra, parcă, sau Corsa, nu mai știu, Opel, la 110 frontal în tir, pe la Poiani, sau când rușii au tras două sau trei roanță în dulap și pe aceea mi-au băgat pistolul în dulap. Numai că alea au fost, aia cu tirul a fost urgență secundă, n-ai timp să o bagi în seamă, înțelegi?
eventual să te pregătești pe secunda aia. Și eu m-am pregătit, v-am spus că două luni am avut aici urme ca la ăla, cum am protit în volan. Iar acolo, la cu rușii, acolo meream pe miza. 70% o câștig, eu 30% prostia din ei. Că ce îi lua un fumat, unul care o fumat, 0,0% fracțiune de zvâr. Dar am avut una mai grea. Una mai grea. În Ungaria. Băi, Bucalaș, știe lumea. Uite, chiar și acum am vorbit cu cineva pe Facebook, un băiat de la Milano, Cătălin, l-am pe Facebook, Ibrailean. Am vorbit cu el și din vorbă în vorbă, mi-a spus: Nelson, eu în 2002 am auzit la Ravena de tine, de la băieți, povesteau băieți de tine. Deci, eu cu faptele mele nu mi-e rușine. Oriunde am făcut numai fapte bune. Bineînțeles, nu poți să faci tot timpul bune. Că mai este unul care ce zgândărește și nu. Înțelegeți. Și atunci, ăla zice de la morții voastre și din astea. În fine. Băi, eram în Ungaria. Cum v-am spus. Am știut să mă impun și n-am căutat să mă impun între proști. Că dacă te impui între proști, proști și tu. Înțelegi? M-am impus în lumea cu lume. Între băieți șmecheri. Fane de la Botoroga, fane bucureșteanu. Cu trupa, cu căposul, cu mai mulți. Eu vorbesc de la București, după aceea vine de la Mureș, Nihodar, Piri, nume, Mecherul. Înțelegi? După aceea vin ăia din Târgu Mureș. Mafia, Ursul, Bram, Chinezul, Urechic, mai mulți. Și din alte părți, de la Oradea, Nelu. Deci eu vorbesc oamenii cu care am fost prieteni și am făcut afaceri. Partea Moldovei, bineînțeles, Popeanu Cornel, Mutu. Bă, îmi merea foarte bine. Minte, capacitate. Drept de a mă impune. Vă dați seama că mă trezeam dimineața pe la 9, trebuia să fie activ pe la 9. Un duș echipat, auziți echipament în vremurile alea. Mă îmbrăcam exact ca Niumuzu. Niumuzu înseamnă poliția civilă. Fix ca ei. Pantalon de piele. Bocanci de ăia cu catarame. Talpă așa de 10. Cămașă Levis era atunci, fraților. Levis, albă, vestă de piele, șapcă de piele. Bine, o descrie, aveam mai multe hane, vă dați seama. Aveam mersul impunător, ca să înțelegeți,
Steven Seagal. Chi è tata? S-a morit, dacă vă amint. Și cine nu mă cunoștea s-a uitat după mine și când mă uitam în ochii lui mă saluta. Băi, oameni care înțelegeți gestul ăsta. Ajungem în piețe. Lumea deja mă aștepta. Cu ce producea noaptea, Nelson plătea. Fizet. Fizet Minder. Și le cumpăram la băieți tot. Printre altele. O făceam și pe asta. Aveau probleme. Unii. Băi, Nelson, fratele, uite-te-vă, sunt eu și noi amărâți, bă. Băi, Nelson, n-am venit degeaba în Ungaria, lăsând. Să dormim cum putem, să mergem să ne riscăm libertatea, zice, avem și noi familie grea, măi, viață grea, mă. Uite-te, măi, nu ne dă pace trupa aia acolo. Înțelegeți? Toate atunci, nici eu nu le știam toate astea. Dar le înveți pe parcursul vieții, lovindu-te de ele. Și de greu tot și de bine. Înțelegi? Nu mă puteam pune rău cu o trupă într-o trupă asta la altă. Că îi pierdeam. Și pierzându-i pe ei, pierdeam bani. Și atunci aplicam altă metodă. Băi, fraților, hai să vorbim. Băiețește, că puteam să aprind și alte metode. Băgatul, cine e șeful vostru ăsta? Cu tânciul porbăgașul. Dau sprayerul paralizant, închis porbăgașul și stai acolo 3 ore. Respirație prin vocație nazală, sfărăit. Măi băieți, Ungaria asta e pentru toată lumea. Vă atacați cumva partea voastră de lucrări unde aveți voi? Nu. Păi și atunci, ei nu poate trăi cum trăi și voi. Mă, fiți uniți, mă, uitați-vă la arabi, uitați-vă la turci, uitați-vă la albanezi. Uitați-vă ce uniți și să ajută, fi și voi așa, mă. Și când aveți un pont care nu puteți face sau nu știți, întrebați-i pe ăștia, mă, uite, măi, cam așa e, putem, când aveți mult de cărat, uniți-vă. Să cărați bine și împărțâți. Că dacă nu, cărați numai cât puteți. Și a doua zi, a doua tură, nu mai puteți, că vine omul și vei de. Că s-o spart și s-o fura. Dar așa, face și ei. Și și voi lucrați în cooperare. Înțeleg. Și prin vorbile mele, educative, părintești, foarte multă lume s-a dat seama că e bine. De-aia am fost iubit de român. Dar românul dă drumul e pervers. Dar deci și ei m-au ajutat pe mine și eu i-am ajutat pe ei. Înțelegi? Ei în felul lor, eu în felul meu. Ei în felul lor, căci făceam bani cu ei. Eu îi mai ocroteam. Să mai lua de ei arabii, să mai lua albanezii. Americanul de acolo, din satul lui Bianca Drăgoșanu, știe. Că ăla era tot timpul lângă mine, american. Copil bun. Băi, oameni, într-adevăr, când era cât un pont, să spunem pont, și nu putea să facă, mă întreba pe mine, mai Nelson, cum trebuie să procedăm? Ce trebuie să facem? Căci, fraților, vineau, eu nu vorbesc ca iurea sau de asta, dar vineau, măi, de pe la
Uită-te cum era de la Mureș. Venea o trupă de, de țărani, de abazați. Băi, japcă făceau ea. Îi prindea și aresta. Băi, băieți, băi, trebuie altă tactică. Mai elegantă, la... deci învățam. Învățam pentru că și eu știam că am făcut și eu din asta, dar acum am zis, hai să mă las, dacă... Măi, cu cât îl dai ăsta? Cu un leu și oriul pe cinci. Ei, mai trebuie să... A? Am și ori cum eu, că poate mă prinde când îl duc mai încolo, de-al văd. Băi, un cavaș... Era acolo, în Cobaniu, o gheretă, unde se vindea ulei, zahăr, făină, românii cumpăra. Doi frați, patroni. Doi frați, nu mai știu eu cum e, Ardita, Covazna, zona aia. Unguri, dar stabiliți în Ungaria. Bă, ăia tot se lua de românii ăștia mai amărăți. Se lua de ei, îi îmbrăga pe polițiștii care își făceau tura pe acolo, se-i țâmpele pe acolo, românii amărâți, și țigan pântre ei și români. Dacă furau un, dau exemplu, un training, normal că la ăștia merea prima dată să-l vândă, pentru că ăștia, fiind și români, adică unul stabiliți acolo români de la noi, stabiliți acolo, înțelegi? Mai repede aveau încredere ca și la să margă la un arab sau, înțelegi, și la ea era deschis tătimpul, tătimpul prindea acolo, nu ca pe mine, băi, nu-i Nelson aici, mă, ce face, stă cu el și ne uităm și murim de foame. Înțelegi, și iar de aia la preț de numai. Odată, doi băieți, a zis către mine, băi, Nelson, uite-te, băi, Nelson, ce-am făcut. Le-am dat la ăștia 20 de traininguri, să ne dea, nu știu, 1000 de forinți, să ne dea 20.000 de forinți pe training, și ne-a dat 3.000, și a zis că ne mai dă restul peste a doua zi și uită-te că nu ne mai dă nici 5 bani. Uite, suntem și noi cu nevestele, cu copii, vai și amar de noi. N-avem să ne plătim, că plăteau chiria pe săptămână la o casă de asta, dormeau câte 20 într-o casă, într-o cameră. M-am uitat așa în ochii lor, i-am văzut că îmi zice din inimă, supărați, le-am citit fața. Păi zic, mai să vă, să vă dea bani. O zis că să mă așteptăm că nu are. Bine, mă, mai să vă dea tren. Dați-le banii înapoi să vă dea tren. Zice, nu mai avem bani. Bine, mă, stați aici. Mă, mă duc înăuntru, în buticul lor. Eu eram serus cu ei, dar vedeam în privirea lor că nu mă agrea, nu avea ce face. Salut, bă, băieți! Amândoi acolo. Salut, Nelson, ce trebuie te aduce pe la noi? Pentru întrebarea asta m-am enervat. Cu o singură problemă. Zic, vouă
vă convine să vină să iei unul pe încredere 30 de baxuri de farină, să zică că vă dă banii și să nu vă mai dai. Păi zice, noi nu-l dăm. Azi voi sunteți mai șmecheri. Voi ați luat training-ul de la Mărâțăia, le-ați dat o parte de bani și restul vă faceți că plouă. Bă, o zis la unul era mai gras, mare, și unul cam de așa nea cât mine. Deci ăla gras mare era mai mare ca mine. O zis la gras mare, și ce te interesează pe tine? Zic, auziți, ca să nu mai prelungim discuția, ori le dați bani, ori le dați training-urile înapoi. Și mă uitam la ăla mare. Ăla era după Tejdea. Ăsta era din colț de Tejdea. Stătea în culpă niște baxuri de făină. S-a ridicat ăla din cur și a zis către mine, auzi, bă, tu cine ești să faci lege aici? Măi, fraților, am zis către el, ascultă-mă două secunde și după aceea îmi dai răspuns. Și l-am prins dintr-una cu amândouă mâinile de chept și l-am trântit de parache. Dar l-am trântit. Înțelegi? L-am trântit și l-am prins, l-am întors și i-am făcut o menghină la gât. Hlota se iasă din pătășghea. Am zis, îi bag vieră tu, mă știu, scos, stai acolo, bea mei, care o să vină bea. Zic, auziți aici, ca să înțelegeți cine sunt eu. Întotdeauna am fost drept cu voi, v-am adus client la marfă să vindeți, să fiți și voi colegi cu românii. Și am dat drum. Băi, am ieșit afară. Nu o s-o da la mine. Nu. Am ieșit afară și am zis că te omul duce-mă să-ți dea ei banii. Omul s-o omul și-o da banii. Bineînțeles, la noi nu mai e ce căuta, în fine. O vrut să-mi dea o șpagă, am zis, meriți în amărăciunea voastră. Păi, fraților, s-au auzit, s-au auzit pe acolo din urmă, că ăștia vedeau de afară. Nu mai țin minte ce erau, țigan, români, nu mai țin minte ce erau ăștia. Dar erau amărâți. Au venit lumea, bă, de mă, bă, nu sunt ce te dă la ei, bravo, Nelson, bravo. Bă, după aia toată lumea, bravo, Nelson, bravo, că uite-te că așa, pe zuma de anii ați cazut. Voi de ce nu v-ați unit, mă? De ce nu v-ați unit să le dați o mardeală și gata? Pe Nelson ăștia au acte, cheamă garda și... Așa e românul, mă. Rar, de-aia am zis. Băi, oameni, eu vă spun adevăr, am umblat în țări străini. Cum sunt moldovenii. Iașu, brăilenii, gălățenii. Băi, partea aia, să mor eu dacă este parte din România mai periculos ca aia. Aia când zice că face, face. Deci îți bazați. Și bucureștenii, dar aia mai cu perversitate așa. Ăștia tăbară, nu există. Mie mi-a plăcut de ăștia, de moldoveni, partea aia. Bă, eu te zic că și brăileni în Moldova, dar zic așa pentru că am cunoscut și brăileni. Și bazați pe ei. Bă, uite-te cum trece vremea. 5, 6, 7 luni. Între timp, m-am împăcat cu ei, cu frații ăștia doi.
m-am împăcat cu ei, dar așa numai, seru și cu ei. Bă, nu să zice, să știi că ai avut dreptate, zice, n-au, dar nu făceam noi din astea cu oamenii amărâți. Înțelegi? M-am gândit eu, că cu împăcăciunea asta ei urmărește ceva. Înțelegi? Și mintea mea nu a fost proastă. Că nu a durat după împăcăciune mult, și au zis, n-ai marfă să ne aduci. Cumpărăm. Mi-a arătat un teanc de vreo 15-20 de mii de marci. Înțelegi? N-am zis că nu am. Am zis, când în cadiu, vă sun. Știam ce urmează. Flagrant. Înțelegi? Eu cu marfă vine garda și mă lua. M-am dat pace. Bă, tot așa ne-a trece. Auzi ce bagă puiul ghera să mă rog cel mai scump. Bă, tâncă. Astea, ascultările astea mă rupe. Dar nu știu dacă nu v-am mai povestit asta. Nu știu. Trece ce trece, văzi. Eu într-o dimineață, în piața Cobai, tot așa până la 10 dimineața, ți-o minte că era în vremea lebenițelor, pentru că acolo era o curte mică, lângă hotel, cu un butic, unde se vindea sucuri. O masă de tenis și în spate la masa de tenis unul ce vindea leveniță. Avea aia și un stand de la mare de leveniță. Băi, fraților, intru înăuntru, în corte, toată lumea, chiar în mers, sunt plini de români. Că s-adunau la cafea acolo pe masa de tenis. Prinde român. Trăiască bossul, trăiască împăratul, trăiască regele. Care cum? Băieți, ceva ați produs? Slab. Nu-i nicio problemă. Mersom, n-am produs nimic. Dă-ne ceva. Le dădeam așa 1000 de forinți, înțelegi? Să-și iau o mâncare, să-și plătească hotelul și bineînțeles că mi-i dădea în marfă sau în bar, înapoi. Deci i-a ajutat. Mă, vine unul la mine. O romă. Băi, eu sunt... Deci uite că mașina aia. Este o geantă de femei pe bancheta din spate. Hai, mame, aici lângă mine, că-mi dai inspirație mai bună, nici că tot am vărsat ceaiul pe masă. Mami! Mașina era parcată. E cupărată. Pe strada principală. Pe tine ți-ai cupărată, bă, oameni. La piață și o... No, dar nu știu din ce ți-o cupărat. La ce flux. Cu mașini și... Las că ea trece. Uitați că mi-am uitat... Drag de telefon, cu ceai, bineînțeles, Nelson, că de ăla beau. Am sordit. Mami, așa le place la oameni, că atât am fugit după cocoș astăzi la pădure până am transpirat și m-am răcit. M-am îmbolnăvit. Mami, au zis oamenii de pe YouTube și de pe Facebook, așa le place cum le povestesc, că parcă stau direct cu ei în față și povestesc. Chie tata! Bă, și încă ceva. Ajungeați pe firul de curent. Să ajungeți. La căile ferate pe undeva.
Ce tot mă înjura și mă blăstămați că, bă, ți-ai bătut joc de cocoșul ăla săracu. Eu cred că ți-a fost ciudă pe el că nu l-ai avut să-l pui în Laboș. Dar când îl mânci, când tai găina și puiul și cocoșul, rațe, gâște și curcani, cum e atunci? Nu-i săracu, eu nu sunt ucigaș, voi sunteți ucigași care ați vorbit acolo. Săracu, Iorgu, săracu. Și te gândești ce tocană face mama pe el sau leneșă. Cu 3 kg de morcoș și alte vitaminuri. Nu știu cum le zice la ele. Păstârnac, țeler, țelină, petrenjei. Lasă că știți voi. Eu pe la nu-l tai până de Paști. De nu-l cresc să mor eu dacă nu pe cocoșul ăla cât ponștruțul. Cât ponștruțul fac. Băi, orădeanilor, vă rog frumos, scuzați-mă. În seara asta trebuia să fiu la club, înțelegeți, la Blaga, la club, la Blaga, unde cântă. Dani, ia-i cotițele, ia-i pecenile. M-am răcit, îs bolnav. Așa mi-e de frică și la încheieturi, la osă mi-e frică. De la genunchi și de la picioare. Băi, fraților, vă povestesc partea a doua. La clipul de aseară am văzut moartea cu ochii. Nu-mi prea place să povestesc faza asta, că e ca și... Asta e o amintire ca și la o femeie care a fost luată cu șapca. Vă dați seama că nu. Ca și la unul care a fost tâlhărit. Vă dați seama că nu le place la lui ea. Nici să-și amintească. Bă, și cum am zis? Acolo, să mai pui două pericagro foii. Cum am zis, i-am întrebat pe oameni. Mai ați încercat, am încercat și n-am putut să desfacem. Este o jantă pe bancheta din spate. O poșetă. Fiți atenți aici. E pontul vost, faceți-l. Dacă într-o jumătate de oră nu-l faceți, îl fac eu. Dar nu vă dau nimic. Înțelegeți? Dacă nu-l faceți, vine omul și pleacă și rămâneți ciuci. Au zis, bine, sfânta că zi ei s-o... Le era frică, mă, că trece oameni, trece... Nu știa care e proprietarul. Bă! Bineînțeles, Nelson Speraclu. Bang, 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 zdrang. Păi deschideam atunci, în vremurile alea, Audi 80, Mercedes 190, mașini care în vremurile alea erau mai tari. Deschid aia, băi, fraților. Am luat frumos geanta, am închis ușa la loc. Și viu înapoi la masa de tenis, unde erau tăți acolo. Controlez. Auziți, băi, ce era în jantă, mă mâncava așa. Primul lucru ce-l scot din jantă, din poșetă, un iaurt. Care ești frumos, mă? El. Portofelul. În portofel, dar în fața lor am desfăcut. În portofel, băi, fraților,
nu mai știu cum, valoarea banilor românești, erau de aia mărunți. Dar ca să vă faceți o idee, cam cum ar fi acum 5 lei. Băi, nu 50, 5 lei. Niște, o din aia de oți, o cutiuță din aia de oți, de buză, ruj, perdafuri, cam atât a fost tot. Controla janta și sub căptușală. Nimic mai mult. Bă, nu mai m-am dus să duc janta, acte nimic. Măi, un buletin, un pat, nimic, mă! Nu mai m-am dus să duc janta înapoi. Am zis că ăștia, uitați pentru ce era să intrați în cheniță, în pușcărie. Că te poate prinde, poate era o poliție civilă multă la piețele alea. Mă, ce-am zis? Mă duc la altă piață și am lăsat janta acolo. Am zis, face ce vreți cu ea, o vingheți, o poșetă de aia. Păi când mă duc către piață, presunțurile. Zâmnimă că de dimineață n-am avut noroc. Nici ăștia nu au avut nimic de vânzare. Nici la prima mașină nimic. Zic că astăzi nu-i bine. Mă duc acasă. Degeaba. M-am dus în piața Iosef Aroș. Am stat pe acolo, m-am învârtit, m-am sucit, pe-n parcare. Credeți din ea mașini. Băi, asta a fost până... Leană! Câți ani au avut Lobo când a fost în spital? Doi? Până 97. Până 95 s-a născut, până 97. Lobo avea 2 ani. Nic. Liana, 18 ani, cam așa. Auzi că fătărău mă face. 19, mă, fătărăule. Bine, hai tu aici, tu! Talentul meu de iarnă, hai aici! Hai, mamă, că te scutur ca pe brad imediat. Bă, mă duc în piața Iosef Aroș, ni, două, trei mașini pe acolo le deschid, controlez nimic. Bă, fraților, ce să vă zic? Am luat două casetofoane tari. Luai 100 de mărci pe casetofon. Sony și Panasonic. Erau tari. Nu mai le-am tras după sanie. Trecuse vreo 2-3 ore. Aveam Ford Sierra. Fordul meu Sierra. Pasăre albastră. Băi, mă întorc înapoi la Cobaniu. Bang! Intru, trec șinile de tramvai, fac dreapta, trec șinile de tramvai, imediat cum era acolo buticul și ăla, mă, loc, la portă, era o portă, cam din brad până aici. Putea să intre doi oameni deodată. Porta era luată jos, deci din stradă intrai înăuntru, era masa de tenis, buticul și ăla cu lebinița, plin de români. Eu când am intrat pe străduță, oatiu ne-a informat. În portă, răzămat de un stâlp și de altul, doi ieși. Și am văzut că le-o pica ochii pe mine, pe mașină. Ia așa s-a uitat.
mașina lor nu mai era acolo. Ar știut, băi oameni, băi, eu nu vă mint, ar știut că ei sunt proprietarii. Dar, n-ați văzut și la Keiwan, când intră Benny Gelar, ba negru, cum stă și se uită în ochii adversarului, sau moartea din Carpați. Nu? N-ați văzut? Îl studiază, zice, pe ăsta îl bat. Pe ăsta nu-l bat, dar încerc. Așa. Cum am intrat eu, încerc să urc mașina pe bordură, m-am uitat la ei. Tu ești cocotier? M-am uitat la ei. Doi băieți tineri. Mătanovul să fie prezentă. Nu vrea să-și aducă aminte de... Vrei să iei camera să mă filmez, să mă... ăsta, de acolo? Du-te, dar treci mersul picicului cum face măta și bagă-te pe dedesubt. Băi, fraților! Bă, prima dată ridică-te-n picior. Băi, să-l las, că-l ridic. Băi, fraților, bă! I-am studiat. Am zis pe ăștia, așa-i bat, le sună apă în cap, numai. Că dacă mă chemeam, mi, ban cu spatele, dădeam sau meream înainte și înșeam. Înțelegi? Trag mașina pe dreapta, mă dau jos. Un casetofon într-o mână, un casetofon în alta. Charles, cum comentează, cum îi dau unul în mufă, un casetofon în mufă, îi mutilez botul. Bă, și trec între ei, mă. Băi, vară afară, fiți atenți aici, vară afară, de reținut. Pantaloni scurți, tricou. Am studiat, pantaloni scurți, tricou. Unde putea să țină corpurile contundente? Corpurile contundente. Auziți ce corpuri contundente? Mă trec printre ei. Pregătit ca cocoșoara umflat în chef, numai să... Nimic! Nimic! Nu am zis nimic. Ăsta e buticul. Mă duc la butic, îmi pun casetofoanele pe varz, zică-te ăla, un Coca-Cola sau Sprite, nu mai știu ce. Fiți atenți. 100 de forinți. Avem blugi pe mine și cămașă. Fiți atenți aici, 100 de forinți. Bag mâna în buzunar, nu-i fix poziția asta, bag mâna în buzunar, înțelegi, să scot 100, avem bani mai mulți, să aleg hârtie. Și cum îs așa, de aici, din partea asta, mă bate pe umăr și zice, tu ești, auziți, păi dacă par prost. Tu ești ăla cu Fordul. Am întors capul la el, am zis, ai și ce-i cu asta? Băi, când am zis și ce-i cu asta, din partea asta la altă, deci din partea asta la altă, ei s-au postat amândoi în spatele meu. Normal, nu-i idiot că chiar am zis, poate am încercat să-mi dea una, dar... Cu aia rămâne. De-aia zic Globo. Când zice unul ceva către tine, măi, că de ce și vezi, nu mai da răspuns. Dă-i direct perversa. Nu mai intra subiect. De acolo am făcut o greșeală. Băi, când a zis și ce-i cu asta, a zis ăla la Nenico, și ce-i cu asta?
Și atunci m-am ăsta și când să mă întorc mâncața și am întors capul, băi, mâncava cu săcurea, băi, uite atât o bardă, nu cu tăișul, cu ăla, cu ăla care bază. Băi, ia așa în ea, când mi-a dat una numele tatălui aici, măi, știți cum? Nimic. M-am întors, mă! Bă, m-am întors! Mă dați seama că am picat jos. L-am picat așa, sau... stil de căzătură, ca și cascadorii, buză de iepure, bineînțeles. Căzut jos, așa. Am căzut. Băi! Negru în fața ochilor, dar secundă. Băi, o ridicată la încă o dată săcuria și așa i-a venit să dea. N-am mâncat așa. Stai așa, cu mâna asta a prins-o. Băi, când o dat, mi-a băgat podul de la palmă în asta de la săcuria aici și am prins tare de aia. Și cu tăișul, băi, s-o întors săcurea mână, mă. De la șocul ăla, cu latul, i s-o întors săcurea cu tăișul și nu știu prostul. N-am mai mâncat așa. Încrepa capul în două. Încrepa capul. Am prins-o aici și aici. Tendon tăiat. Ei, fiți atenți. Bă, plin de români, măi, de-aia zic, măi, că românul e curvă, mă, și pervers, mă. Erau moldoveni acolo, eu am văzut, eu am întâlnit moldoveni care umblau la magazine cu colecția, da, uniți, cu țipla, atunci, în 97, că de la ei am învățat, ei m-au învățat cu țipla. Vasile, unul Vasile de pe la, nu mai știu, Botoșani, un băiat mare, solid, ochi-al maștrui, simpatic, cu trupa lui, preții, dar era tare aia. Măi, nu, măi, ăștia de acolo, măi, deja băi, am ajutat eu și ăsta, măi, niciunul nu a sărit. Eu băi mâncam așa, din poziția aia. Cum am fost așa cu săcurea. Am zis, te folosești ca la lupte, măi, de forța adversarului. Măi, ținea ăla de săcure, s-o ridici înapoi, frica. Frica îți dă o forță de 100 de ori cât o ai. Frica. Ia, cred că Batman avea forțele alea, tot timpul era cu frica în spate. Auziți, bă? Și-am dat să mă rădic. Băi, mă țineam ca de bara de la troleibuz. Băi, și din forța lui cum o ținea, eu mă ridicam în sus. N-am să-mi țin o durere nimica, măi, că mi-o tăiat aia aici. N-am să-mi țin nimic. Și-am zis în gândul meu, Doamne, dă încă 30 de centimetri să mă rădic sus, că ăsta l-aveam pregătit. Să-i o dau, să prind eu săcurea. Băi, mâncava-ș. Pă când a fost, tătătăt, gata, pregătisul, sunt îndreptat. Băi, când mi-a dat ăla la într-o bătă de baseball pe spate, pe coloană, vă dați seama că am pierdut controlul. Am pierdut controlul, mâncava-ș. Și-am scăpat săcurea din mână, s-a picat înapoi în genunț. S-a venit ăla cu săcurea din nou, numai cum a fost balansat pe spate, mi-a zvârlit-o un aici. Așa, se vede, rotula te crepată în două. E așa s-a desfăcut ca trandafirii. Era, lasă să margă, măi, coleg. Bă, atunci, ăla de la Lebeniță,
o strigat pe ungurește hoților, criminalilor și din aia, înțelegi? S-au fugit ăștia. Băi, oameni, eu pe altul era jos acolo leșinat, mă, cu, o să cure în cap, mă, eu cu odată ăia cu forță, vă spun eu după aia. Bă, o fugit. Băi, până m-am adunat de jos, n-am simțit eu, măi, că rotula mi-a fost crepată în două, măi, că tendonul tăiat, mă. Bă, t-a fost pe tine numai. Aia a fost aperitiv. Băi, n-am simțit în momentile alea. M-am ridicat în picioare, până mi-a revenit. Băi, zic, în ce parte a fugit aia? Tădiu, rănitul. Ostașul de la Plevna, rănit, tădiu atacant. În ce parte? Ce-au făcut niște țigani? De acolo de pe străduța aia cum ieșeai, o luai una către centru și una către cimitir. Băi, eu zic că tămnică către centru. Către cimitir ieșeai către autostradă. Și am zis către unul, măi, care e aici, conduci, conduc, vine aici, urcă la volan. Nu, vine cu mine. Am zis, am un șofer care e lângă mine, dacă pățăși ceva, să țină de volan. Și am sărit în mașină, băi, oameni, n-am simțit atunci nimic. Și am sărit în Ford, am pornit motorul. Era să mă și răstor pe loc, cu frâna de mână, cu dinele trasă și învârtită pe loc acolo. Am învârtit-o pe loc și taie-o către centru. Ce-am zis? Nu mai exista semafor, trecere, nimic. M-am dus, măi, știi cum? Ca și calul făt frumos din poveste, ca vântul și ca gândul. Intru și de pe lateral intru ei. De pe lateral intru ei. Băi, fraților, m-am dus cam, nu exagerez, o stație de tramvai. Până cam vreo 2 km. În aia 2 km sunt semn din ce în ce când slăbesc puterile. Înțeleg că slăbesc puterile și am zis, băi, dacă vă luați, să sară din, oprești, să sară din mașină, te rog, oprești. N-am mai putut. Mi s-a întunecat privirea, pierdeam sânge și de aici și de aici. Lovituri agravante, vă dați seama, mă, nemuritorul. Băi, și-am tras pe dreapta. N-am mai putut să conduc. Și de puteam să conduc, de, și de îi prindeam, nu mai puteam să le fac nimic. N-aveam forță mie. Ce s-a întâmplat? Am zis, du-mă acasă. Că tăla, știam unde stau. Nu eram departe. Băi, am ajuns în spatele, am zis, nu, am parcat o mașină în spatele blocului, asta era pe la vreo, la amiază. 1, 2 la amiază, chiar în față la blocul meu, stație e tramvai, lumea multă, eu urcam mașina sus pe bordură, la bloc, nu mă interesa pe mine. Nu mă puteam da în halul ăla, jos la parter, magazin, butic pentru mâncare la câini. Tot timpul mă vedea femeia aia, în spatele blocului și pe ușa din spate. Bă! M-a ajutat ăla să intru până în scara blocului. O zis, hai că urc cu tine sus. Am zis, nu urca, las că mă duc eu singur. Înțelegi? O zis, la precis poți? Da, pot. Nu mai eu știu cum era. Băi, oameni, bă, voi vă dați seama, blocul 4 etaje. Bloc cu 4 etaje, fără lift. Că și femeia, proprietarea, când o urcat, a zis, ai nici le vegă, ai Liana, pe căldura asta drept, și nu are femeia aer.
sam la telefon. Băi, patru etaje, cam în cât timp credeți că le-am făcut eu? Vă spun eu, băi. În vreo oră jumate. Băi, în vreo oră jumate le-am urcat sus, băi. Mâna paradită, piciorul paradit. Fiți atenți. N-avem, nu mai avem forță. Partea stângă paralizată. Partea stângă paralizată. Am țeastă tare, mă. Am o bolbă aici. Înțelegi, dar peste vreo 100 de ani, 200, 300 de ani, când evoluează lumea de, ca și la momii, ne desface, zice, uite, Ninelson Mondialul, i-am găsit mormântul, stai să vedem. Păi, ce lovitură rezistent. Deci ăia, specialiștii, peste 300 de ani, bineînțeles. Cum? Mă descoperă. Bă, mâncava așa. Auziți, băi, faceți voi o din asta. Deci fără lovituri. Cu mâna închis jos de așa ne-am împrineam de la aia de, cum îi zice, grătarile alea dintre scări. De așa ne-am, și, no, băgam piciorul în grătar, mă trăjeam. Băi, minunăție, bă, minunăție. Un vecin a urcat sau coborât. O oră jumate, măi. Cam atât am trebuit mie să urc sus, să ajung sus. De-abia am urcat. De-abia am urcat. Pe ăsta nu mă puteam sprijini pe asta, și la penică mișca. Eu mă mușcam, măi, să nu audă vecinii, măi, să ies afară. Îți dai seama. O trebuie să urc scările și cu, cum să zicem, ce să n-audă? Camuflat. Ce mai zice, nu înțelegeți voi, că ăsta cocotierul, eu nu știu să zică. Băi, antifonat. Băi, homii, în fine am ajuns. N-am putut să mă răghițez la ușă. Liană! Plânge o colașă. Nură de fraiere, 2 ani ai avut, era să rămâneai la 2 ani fără tată. Dar Dumnezeu ni. Inima bună. Igor. Băi, nu știu dacă am putut să mă rădic până la clanță. Fata! Băi, continuăm partea a treia. L-am văzut vechi cu moartea. Dar, stilul meu, o introducere. Tă stau și citesc mesajele alea vechi. Când mă dau lumea la ziare, pe ecrane, la televizoare. Mai din postările mele. Foarte mulți scrie atunci. Ce dați cioara asta la ziar? Ce dați cocalarul ăsta? Ce dați analfabetul? Înțelegi? Dar pe parcurs, oamenii s-au reabilitat. Unii au observat în mine o lucrare caterincosă. Alții au văzut că au, poate să tragă niște idei folositoare în viața de zi cu zi. Deci, ce vreau să spun? Că sunt mândru de treaba asta. De ce? Pentru că nu dau număr, nu estimez ca număr,
dar foarte mulți au intrat pe mine și au zis, domnul Nelson, auzi, domnul Nelson, să știți că eu nu-s cu domnul Nelson. Ați văzut ce vrăjeală am, ați văzut comportament, ați văzut tot. Puh, și dacă ai 15 ani, spune Nelson, dar elegant. Nu, ce băi, ce faci băi, și tu ai 15 ani, că eu pe măta, poate am trecut pe la măta. Nu poți, atunci ar trebui să-mi spui tati. Înțelegi, nu, măi, puțin respect. Acceptăm vrăjeală, dar nu. Deci foarte mulți au intrat și au zis, domnul Nelson sau domnule, țin să-mi cer scuzele de rigoare, uite, la început așa, așa, dar acum am dat seama că ce fel de om sunteți. Deci, mie nu mi-e rușine de mine. Înțelegeți? Că nu vă povestesc niște fapte în care să fi săvârșit infracțiuni de genul nenorocește-l pe ăla sărac, sau să mă expun în diferite ipostaze care la vârsta mea nu mi-ar sta bine, ținând cont, puteți accepta, ținând cont că am puțină scris pe cartea de, cum se zice, certificat de eliberare de armată. M-am îmbătat, am băut, ăsta e al treilea pahar. Psihopatie iritabil impulsivă cu nu știu ce discernământe. În fine, de când i-am tăbăcit pe ea pe la armată. Dar, deci eu v-am spus, mă mândresc. Voi ziceți că n-am dinți. Mă, am dinți, mă, voi n-ați văzut cum eu cât o n-ai, costiță din aia atâta plină de cionte și o capibul eu. Am, mă, dar dantura mea încă nu a apărut pe piață. Dantura mea e din aia, măi, cum să zice, invizibilă, cum e să zice, îmi amintesc eu imediat. Nu vedeți, vii. Auzi, consulă. Transparentă. Deci încă ăstea nu ieși. Să vă mai spun ceva, să nu credeți că-s nebun. Am primit mesaje din spațiu. Extraterestrii mă urmărește pe YouTube. Serios! Întrebați-l pe Lali. Întrebați-l pe Lali. Auziți din Franța. Alo? A, da. Nu ai un taxi și când ești la ăsta, sună-mă. Nu ai, că eu chiar acum făceam un clip. Nu ai ce-o. Cred că trebuie să întrerup. Dar până atunci continuu. Și auziți, bă. Deci mie nu mi-e rușine, la 51 de ani, mă, eu vreau să-i văd pe alții care, nu vreau să spun, no, că nu, fiecare cu corpul lui și cu ăla. Dar să mor eu la 35 de ani, dacă nu zici că are 80, bea mi-a roata și-ți deformască de împinge așa să rostogolește și multe altele. De-a zis unul, deja bai periuță de dinți dacă n-ai dinți. Auzi, ăștia cât să ia, mi-i spăl. Dar mulți dintre ăștia care au comentat să mor dacă cunoaște ce aia periuță sau pastă. Că nu dă banii pe ele. Ia o gură de apă dimineața, să clatină pe gură și scuipă. Dacă o face și pe asta. Le miroasă că mai stau câteodată cu unii e vorbă îmbrăcați bine, să nu-mi ajute Dumnezeu dacă te mint. Stau de vorbă așa aproape și le dă câte un damp din ăla de mine să vomit. Dință miei. Încă eu îi spăl mai mult, mai bine, că am numai câțiva, nu ca ăia. În fine. Bă, deci mie nu mi-e rușine cu faptele mele. Dar, auziți, mă refer la voi astea care acum sunteți tinere, 25-30 de ani, sunteți pe televiziune, și vă dezbrăcați pentru niște bani, 102 de euro, că mai mult nu vi dă, vă dezbrăcați, vă arătați curul, vă arătați alea. Ce o să zică copiii voși când o să aveți copii și vă zice, uite-te bă măta ce-o făcut. Porno în direct. Parașuterilor. Mă refer la
femeia de fotbalist care s-a expus, are picioarele drepte ca două grisine, să moră, nicio denivelare, nicio umflătură. Ce-o vrut să arate aia, nu, eu nu pot să-mi dau seama. Eu nu pot să-mi dau seama. Are copii, are bărbat de elită, nu știu. La strand e altceva, când merg la strand și te dezbreci. Acolo îți vede toată România să uită nivă, moiarea lui ăla ce-a ajuns. În fine, poate eu zic de mentalitate înapoiată, da? De ce nu face muierea lui? A, că și trec de subiectul ăsta, că n-are rost. Băi, oameni, și uitați, am ajuns la ușa, am deschis. Băi, mi-a deschis Viana. Am la ușă cu cadea șenia. Pe mâna asta și pe piciorul ăsta nu puteam nimic, nu, pe partea asta, la antena. Nu puteam nimic să fac. Când mă forțam să trag, mai de ales dureri și închicior și mâna, măi de... Măi gândești că te ardea cu fier roșu, mă, de ale dureri. Măi, când m-a văzut Liana, mă, s-a schimbat la față tot. Poate alta urla. Știu eu, intra în, din ăsta, în disperare. Femeie puternică, Liana, bă. M-a prins, măi, și m-a tras, măi, m-a prins și m-a tras înăuntru în casă. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Nu mai întreba. Dăm hainele jos de pe mine. Bă? Eu da hainele jos. Tot îmi pune ce-ai făcut, ce-ai făcut. S-o spăriat, o crezut că m-am bătut cu careva, că am omorât pe careva. Și am avut lupte, vikingi, gladiatori. Mă, bagă-mă în vana cu apă. Bagă-mă în vana cu apă. M-a băgat în vana cu apă. Și dă-i cu duș cu apă rece pe mine. Pe rană, pe picior, pe rană. Băi, mâncavaș, m-a spălat. Aici, băi, era deschisă, măi, carne, măi, așa, carne crudă, măi, carne vie, așa, măi, bujor. Și la mână, și la picior. Bujor desfăcut, măi. Hai, că mă uitam, da! Carne vie. Bă, n-am mai revenit, da, sângera. Auziți, de unde să știe Liana, mă? Că dar nu au făcut seria de asistentă. Băi, mâncava așa, cu ce să oprim sângerarea? Da, Liana o lua pansament. O lua pansament, că aveam de la Lobo, că era mic. O lua pansament și mi-o pus. Eu ce-am zis că tăia? Dar deja, bă, că nu s-o opresc, s-o roșe pansamentul de numai. Măi, am cerut mult sânge, băi. Ce-am zis Cătăliana? Ia de la copil, de la Lobo, praf de ăla de sulfamidă. De ăla care îi pui între picioare la copil, praf din ăla alb. Să nu s-o opărească. Ia și punem și la mână și la picior. Și după aceea pasează-mi el. Și așa au făcut Liana. S-au oprit sângele. S-au oprit sângele. Băi, când mi-l schimba Liana, tă la 4-5 ore, că să... Nu știu cum să făcea acolo ceva cu galben, Dumnezeu știe. Băi, când mi-l schimba, mă, trebuia să trag alea mai lipite, alea de numai, mă, dureri, mă, trebuia iar... Bagă-te în apă! Da. Da?
Deci noi oamenii, băi, de alea durești, când îmi trăge pasamentul, de bă, de-a-mi atât, fugea mă, Liana, până-n camera, hai înapoi tu, nu mă lăsa aici, așa tu, hai înapoi, mame, că tu mă bați, măi, mai nu-mi iu că te-ai zbolând, hai înapoi, mama, măi, că nu-ți faci nimica, și pansează-mă. Bă, tu cu amati, iar vezi mersul piticului. Băi, oameni, bă, și uite, ia senia, mă pansa Liana, bă, și la mână, și la picior. O zi, două, trei, bă, o zi, două, trei, mă simțeam din ce în ce mai rău. Păi, fraților, bă, temperatura crește, dragă la moșe, Liana, temperatura crește. Nu știam nici ce. Ea n-a v-am zis. Asta n-a făcut doctoratul sau de-aia. Asta a fost la școala de construcții, profil ai avut, mami. Ce profil ai avut tu? Fără profil. Unde e telecomanda? Că l-aud nici aici nu scap de rapandula asta de Bianca Drăgușanu. Plânge și ar în punct. Că bine am zis eu că... Bine am zis eu că botezatul o coordonează, că el a băgat-o la burlăcița. El a băgat-o la burlăcița, măi, fraților, mintea lui Nelson. Și încă o gură de vin, de la Sărmătin. Roșu nu-i tulbure. E nu o crește afară. Și cum vrei să fac? Băi, oamenii, bă. Du-te-n cameră. S-a auzit, din ce în ce mai rău. Cât e să-mi asta, mami? 4-5. A auzit, mâncavaș. Din ce în ce mai rău. De-aia tu să negrea. Mâna până e aici, s-o negrit. Urca în sus. Ticiorul de aici în jos, de la genunchi în jos, să negrea. A auzit, mâncavaș. Dacă n-am trecut până asta, de unde să știu eu de cangrene, măi? De unde, măi? Lucra microbii și mânca tătătăt. Tătătăt. Păi mâncava aș vreo 5 zile. Până într-o zi, a 5-a zi, cred că, sau a 6-a, nu mai știu. Temperatură maximă. Inconștiență totală, n-am mai știu de mine nimic. Liana Pet să cheme salvarea, eu nu o lăsam. Băi, oameni, nu o lăsam pe motivul că știam că vine și garda. Și nu vroiam să ajung cu garda în perspective. Ce să vă mai zic, când am început să delirez, deci... Așa am delirat ca și când trag pe nas. Intru în conversiuni cu extraterestri. Tata nu mai tire nimica. Și acolo n-am mai știut nimic, bă. Nici nu știu ce-am văzut-o pe Liana, ce l-am văzut pe Lobo. Vorbeam, deja deliram total. S-o chemat Liana Salvaria. Urgențele. Intervenția. O venit ăia. Nu mai știu. Nici nu știu când m-au dus. A știu tu când m-au dus? Hă? Nu. Nu știu. Știu numai că m-am trezit la spital.
pe masa de autopsie. Păi aia pe care îi pune pe morți, mă, pe teatra aia rece, ăia, umbla deja să mă desfacă la burtă, să mă... Mă, m-am trezit acolo și am zis, mere, mă, Duca, mere, mă, Duca, e neamținatul șemii. O să sunt doctor, băi, Mito Coșcoro n-am telefonat-o. Măi, de ce mi-ai telefonat mai repede, mă, ar trebui să stăiem amu mâna și piciorul. Auzi-s, fraților, o intrat în cangrenare, în putrefacție. Cine te-a învățat, mă, tine să pui praf de ăla la, de la coconaș? Ce-l pune la toponaș să-ți îl pui ție pe mână și pe picior. Am eu dat ea niște injecții, mi-au băgat niște perfuzii în mine, timp mi-am revenit puțin, cât rănii, să domălesc cu ei. În Ungaria, în Budapesta, la spital. Păi, oameni, vă rog frumos, eu n-am știut ce să pun, mai că am crezut că zice, ar trebui să stăim degetul jos. Auziți aici, domnul doctor, cât costă, nu-i problemă. Fă-mi degetul să pot să-l mișc și piciorul să pot să umblu. Nu mi le tăie jos. Că-s Nelson. Atunci nu era mondialul. Era numai Nelson. Nume de reclamă, nu de firmă. Bă, pac, 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 a început ăia, bă. Nici nu mi-a venit să mă uit acolo când am văzut ce ustensile sunt acolo. Forfeci, clești, polizoare, tragă în gură la mama. Am zis de nou, ăștia face din mine panou de... M-am păliat rău. Băi, nu m-am văzut că vin doi domni îmbrăcați elegant. Ioiște, era Sara. Bună, Sara! Nu mă zut de la poliția, bă, mâncavaș. Suntem de la poliție, spune-ne cine te-a agresat în halul ăsta. Ăsta îi... Nu știu, nu mai știu cum a zis, caz de moarte, de-aia gravă, fraților, tentativă de omor. Cine te-a agresat? Și cu ce? Băi, oameni, bă, știind că am săvârșit o faptă și am fost vinovat, că de nu o săvârșeam, oamenii nu se repede. N-am vrut să spun cine. Înțelegeți? Și unde? Și am zis, domnule, nu mai știu pe ce stradă și pe unde. Am fost atacat de doi cosăcure și cu o botă de baseball. În timpul ăsta, ei scrie acolo, cine, cum arată și ăla, nu mi-amintesc. O zis, e imposibil! Păi, oameni, nu mi-amintesc! De ce, domnilor? De ce să-i judece alții pe făptașii care m-au atacat? Judecata de apoi trebuie să fie făcută de mine, nu de alții! Înțelegeți? De mine, nu de alții. Că nici. Îi dă 50 ani și scap afară. Și? Ce e? Lasă să judec eu. Înțelegeți ce vreau să vă spun. Bă, au văzut aia că nu-i locul mine de sus de-ntors. S-a lăsat pe gubaș. Băi, mâncavaș, bă. Și a început aia să mă croșetează, mai de nu urlam acolo ca din gură de șerpe, bă.
făi, mâncava, mă, ele dureri, măi. Mă curăța, bă, alo! Vedeți că numai mă curăța la rană, la mână și la picior. Mi-a făcut radiografie la cap. Că i-am zis că încă una în cap. Mi-a făcut radiografie. O să zic, nici semi, băi, numai una bolba. Deci n-ai dat durvaș ăza testa. Sigur. Foarte tare capul tău. N-ai nimic, o, zice, s-o deplasat mintea de la loc un pic. Bă, și când au văzut ăla că mă durea, băi, de urlam, ca din gură de șerpe, băi. Domnul doctor, o hârtie de 200 de mărci. Poate de 200 i-am dat să zic, nu mai știu. E... Și să dăm o injecție, cred că așa fac și cu dinți în până la urmă. Bea-ne-ați carul să vedeți ce dinți îmi pui-o în gură. Atunci să vă văd care mai comentați. Dă-i tata ne-ți o șpagă, injecție să nu mai sunt nimic. Să dorm și să mă trezesc cu ea, când râd 15.000 de euro. Băi, mi-o dată la injecție, mă. Beva-ți marafetul când m-am trezit și am vrut să m-am uitat așa, eram pe tavan, că eram pe spate, am văzut numai alb, am zis, bă, oare am murit sau unde? Și când am întors capul, pe dreapta erau trei, unul cu piciorul ridicat în sus în tavan, unul cu mâna și unul cu capul așa în ea, în ghips tăți. Pe partea asta, la întâi, când am întors capul geamul, m-a pus la geam. Deci, vă dați seama, ăia săraci, unul a picat cu motocicleta, pe unul, nu mai știu, o sări de la etaj, ăla nu mai știu, l-a bătut cu bicicleta, pe deal. Era un ghips pus cu ridicate și în toate pozițiile. Băi, când am vrut să ridic mâna asta, mă, îmi era prinsă. Nimă de aceea. Mâncavaș, ce bine am răgăit. Băi, mâncavaș, bă, când mă uit. Nu tu niște șare băgate în mână, mă, ia șenia, mă. O garnizonă de șare. Păi, ai, m-am spăriat. Da, zice, cum da, mă, ticiorul. În șare, tătătă! Na, a venit o asistentă la mine. Ioregen! Înțelegeți ce înseamnă? Bună dimineața! Cum vă simțiți? Bine, doamne, să rămână! Băi, vorbeam ungurește atunci, bă! Vorbeam ungurește bine! Bine, domnule, să rămână, să dea ce scușelele astea bine. Zice, domnul doctor conferențiar, profesor, s-a ocupat de dumneavoastră. Ăla cu care am vorbit, i-am zis, îți dau, măi, sacoșe cu bani. Fă-mă apt, nu-i inapt. S-a ocupat de dumneavoastră. O reușit operația, sunteți ca nou. Da. Trebuie să stați un pic în spital și... Băi, mâncavaș, mă! Mi-au adus sucuri. Mi-au adus, de tăche. Au venit doctori... Băi, fiți atenți că nu mă puteam da jos din pat. Vine cu oliță la mine. Băi, alo, știți voi astea? Cu o liță și mi-o băgat să fac a-a-a și pi-pi-pi. Auziți! Mii, plapu-mă la o parte.
Nadia-n ciucuraș. Și le deam între ele și mi-l prindea în mână și îl punea în tavă să facă pipi. Mami, mă iubești? Păi da, mătii, mami, pune-i! Spune că vine aia și face la ușă. Care, mamă? Nebuna. Aia care trece prin față, pe la salon, la tine. Dar nu mi-o mai amintesc. Nu mai știi? Nu. Că era o nebună care fiecare dimineață vine și face... Cu injecția? Stufă un jurai din oameni. Aia care se face când dă injecție, mami? Că știu că mă tip de injecție. Păi nu-ți dădeam fiecare zi o injecție care știu de te dare, te durea, nu mă țin de te. Nu mă știe, tata. Ce-o jură pe aia săraca. Nu mă știe, tata. Ai oameni, măi, dar parcă mi-am mintesc. Vineau asistentile, mă. Baștanu. S-o uitau la el, tui, să nu-l deod. Și-l prindea aia mână, măi, gândești că prindea pe ăla mea, măi. Înțelegi, zice, și mi-l zvârlea în tavă, fă pii și... Nu i-am eu, 12. Zice, zice, te zvârlea mie numai, și zic că ora 12, nu-i hot. Înțelegi, măi. Mi-a ducea tava, măi, să fac pii și din 5 în 5 minute. Doamnelor, dar nu mă trece. Mi-a zis să-l sântă. Măi, mi-au și să-mi minunau, mă, tu-i pui să nu-l deot. Era una, parcă mi-am amintesc acum, dar sigur. Măi, îmi dădea aia câte o injecție, mă. Așa băga acum, un ag atâta. Băi, atâta ag. Mă, mi-l băga, mă, ri. Încă avânt își va, nu! Nu, te rog, nu așa! Pofa bea făcea aia că tămin. Apoi tăgeam să sugă și de ale. Băi, oameni, bă, uite-te cum o trebuie să stau în spital. După câte zile am umblat tu? Auzi, o lună n-am avut voie să mișc. Băi, o lună n-am avut să se prindă aia rotulă. Băi, voi vă dați seama rotula de la picior, mă. O lună n-am avut voie. Nici. Prânz le cervoinic și merle iau. Cât crește unul în 6 luni de zile, eu creșteam într-o zi. Deci cum să vindeca unul 6 luni, eu mă vindecam într-o zi. În 2 săptămâni, nu m-am, după 2 săptămâni, băi, bineînțeles, cu fiarele în cămin, m-am ridicat. Jos din pat și dă-i drumul pe hol, măi. Când m-au văzut asistentele și doctorii, când m-au văzut, alo. Bă, fac clip acum, nu vorbesc cu nimeni, cine-i? E o pizdă penală, vorbea și la telefon, scuzați-mă. Auziți. Bă! Știți și ăsta, nu dau seama. După ăsta, e Vasile, e Vasile Moceanu. Bă, șmechere, ia nu mă deranjează, de unde ești tu, mă? Bă, ia să nu mă mai deranjez, bă! Auziți. Băi, mâncam aș, m-am ridicat din pat, când o văzut ăia, mă, doctorii, alertă. Poate vrei să-i pui pe față miei cordonelii pe tine, mai deranjează-mă odată. Tata, tine, o nouă la putere. M-am îmbătat. Bă, pe mine au fost tăți. Dă-i drumul pe amă, lua cu japca, măi, și mi-o dat injecție din aia. Du-te, Leana, deschide ușa. Mi-o dat injecție din aia, m-o pus în pat. Băi, fraților, auziți aici.
avem voi o lună de zile, vă, să umblu. Eu la două săptămâni m-am ridicat. Băi, vine Liana la mine. Simone, trebuie să mă duc. Fii atentă tu că spun faza cu mașina. Trebuie să mă duc în Cluj cu copilul. Viza de intrare și ieșire. Și mami când a fugit pe scări după tine și după șofer. Fă-te-o zgura, mătii! Da, și-au avut accident, era să mor. Fă-te-o zgura, mătii! Auză-ți, mă! Zic, stai așa! Nu mergi tu nici cu microbuzul, nici cu autocarul. Prietenul meu, șofer. Mercedes Cobra. Mercedes Cobra. Te duce el și îl schimb. Hai mă aici, mă. Măi, fii atent. Ca gândul și ca vântul, două secunde, mă scuzați, luați loc. După aceea, intrați înăuntru, mă scuzați, că nu mă arunc. Ca vântul și ca gândul mă duci, o duci pe Liana în România, mă. Ia bani de motorină, ia bani de drum. Boierește! Plătim, boierește! Măi, oameni, mă, să zic că-i pe la ora 3 după amiază. O plecat Liana cu copilul și cu șoferul la drum. Mă scuzați, încă câteva minute. Auză-ți, putu goamă-ti, mami. Și pleacă. Băi, sun, 97 Nelson Mondial, telefon, sigur că da. Unde ești, mă? Am un pic. Unde ești, mă? Îs în mamă la români. Băi, fraților, n-am mai răspuns la telefon. De-aia, băi, băi, nu vă lăsați muierile la preții din mână, măi! Mamă, a-a! Nu vă lăsați, că nu știți, băi, ce poate mintea omului. Băi, și sun, măi, măi, și sun, măi, măi, și sun, și nu răspunde nimeni. Am sunat, tu vorbea la telefon sau cum? Atunci. Nu mai știu. Băi, și sun la socră. O ajuns Liana, nu a ajuns. O ajuns Liana, nu a ajuns. Bine. Sigur. Cameră la hotel. Dă-i. Arge-o. Nu-i bai. Putu goamă-ti, cum e terminat și de ăla. Și pe ăla masacrat. Bă, într-o vreme, sun la hotel, auzi că la hotel, sun la socra, a doua zi după amiază. O veni Liana, dar eu au răspuns direct. Am vins acasă, mă, unde ai fost? Băi, gamea, băi, aerogic. Stai, mă, bolândule, că a avut un accident și din ala și-a rămas acolo, l-a rămas cu mașina eu cu autocarul. Bine! Să nu mai vin la mine, fătus, cu l-am mătis și am închis. Trece vreo 3 zile. 4. Ăla Clujean vine tot împreună înapoi. Urcă sus scările, eu chiar mă plimbam pe scări. Asistentele m-au urcat după mine. Auzi, când ești, te iau la mine acasă. La apartament. Aia la altă te iau la vilă. Aia la altă te bag în piscină. Băi, dă-te pe mine, mii! Corp și alură, spuneți-mi voi ce artist. Dar spuneți-mi voi ce artist, băi, oameni, băi! Corp și alură, Jean-Claude Van Damme.
Mă, da, seama, spagatul, sfora și alte picioare aruncate în aer. Tu lăsa să vedem să clarific situația. Măi, și cum povesteam, mă, cine urcă sus pe scări? Șoferul, liana spate cu copilul în brață. Vine la serus. Suge mi-ai, măi că i-am dat cu scândreapta, am avut țigara, măi că i-am dat o dreaptă, mă, o stângă, măi cu șerele, mă, că m-o durut, o fugit de la păscă, vine mă înapoi, tău, vine aici, și Liana să fugă, vine aici, v-ați dat camere la hotel, măi ceasă cu noi, nu mai omric, bine, vă da seama, mami, și că tata o merge vetița. Vă dați seama că anchete și din alea și ni, imaculată, că dacă era fircălită, era fircălită șpiț, șpiț, măi, omul chiar a avut accident, înțelegeți? Măi, oameni, uite, așa în ea, am stat vreo lună, cât a stat în spital tu? Care 3 săptămâni în gâtul mă, adică am stat 2 luni. Și cu piciorul în gips, auziți? Gips, mi-a scos fierele. Auziți ce gips, băi, atunci? Plasă. În vremurile ale când la noi se punea gips de 10 cm, când trăgeai piciorul după tine avea 20 de kg ăla. Plasă, băi, de aia subțire 5 grame. Por dus în Austria, am vrut să fălesc ăștia că merg la Viena, oamenii. Am vrut să fălesc că merg la Viena. Eu 97 am plătit transport internațional. Transport internațional personal să mă ducă la Viena, mă. De mi-a făcut. Tăi, că o zis țiganii. Gata, coptilul lucra cu Nelson Mondial, un cărus toată viața. Nu mai poate să umble și mâna, nu mai poate. Gata, eu tăiam mâna jos. Plânge și-ar împuntăți care o zis asta și mi-a dorit asta. Da, da. Fraților, am ieșit victorios. Mai încolo, ce să vă spun? Am anchetat și depistat. Corpurile contundente au fost dați de frații ăia de la magazin. Săcurea și bota de pesc. Și-o zis așa, vedeți că ăsta bate 10 odată. Dacă nu i-o dați din prima, voi nenorocit. I-aia zic, măi oameni, ca bătaia din frică nu există, sau fuga de frică nu există, din frică, măi, când faci, nu există unul mai tare ca tine. Înțelegeți? Ăia de frică mi-o dat-o, o să stai să-mi terminăm dintr-o dată. Vă dați seama când mi-a dat o săcură în cap și-a văzut că mă rădic? O zis, cu ăsta avem de lucru. Înțelegeți? Mai încolo cunoaște lumea ce s-a întâmplat. Asta a fost povestea. Băi, oameni, am scăpat bine, victorios. Și nu mai zic multe, că după aceea se interpretează greșit. Ie, tata, v-am pupat. Du-te, Liana, stige-mă.